Anul acesta, România a înregistrat a treia cea mai mare mortalitate din lume, peste țări măcinate de război, precum Ucraina sau Israel. Informațiile apar pe site-ul oficial al CIA. Concret, avem o rată a mortalității de 14,92 de decese la 100.000 de locuitori. De asemenea, România are și printre cele mai mici rate de creștere a populației din lume și se află și printre țările cu cele mai puține nașteri, potrivit acelorași date furnizate de CIA. Cu estimare a ratei mortalității în 2023 la 14,92 de decese la 1000 de locuitori, România este pe locul 3 în lume și are o mortalitate de 10 ori mai mare decât Qatar, de exemplu. Pe de altă parte, avem o rată a mortalității asemănătoare cu Serbia, țară care anul trecut se afla pe prima poziție, iar România pe 2. Lituania a ajuns anul acesta pe prima poziție. Ucraina și Rusia, țări care de mai bine de un an și jumătate se află într-un război sângeros cu sute de mii de decese, au rate ale mortalității semnificativ mai mici. Ucraina 13,7 la 1000 de locuitori, locul 6, iar Rusia 13,27 la 1000 de locuitori, locul 7. Anul trecut, România a fost pe locul 2 în clasamentul mortalității, 15,26 de decese la 1000 de locuitori, iar Serbia pe primul loc, cu 16,39. Ucraina și Rusia s-au aflat în 2022 tot pe pozițiile 6 și 7. Cum am ajuns aici? Păi am ajuns aici din cauza îmbătrânirii accentuate a populației și din cauza nivelului de trai foarte scăzut din România. Gândiți-vă că foarte mulți dintre pensionarii ajung, din păcate, să contracteze boli foarte, foarte grave, iar din acest motiv rata mortalității este una spectaculoasă, mai ales în rândul vârstei a treia. Oamenii cum ies la pensie, din păcate, mai trăiesc 10-12 ani maxim și mor. Gândiți-vă că speranța de viață în România e pe la 72 de ani, una dintre cele mai mici din Europa. România are cea mai mare rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană, 5,6 la 1000 de copii născuți vii, față de 3,3 media europeană, potrivit celor mai recente date centralizate la nivelul Uniunii Europene. Știți ce este și mai grav? Faptul că suntem pe locul 2 în Uniunea Europeană la rata mortalității infantile, pe Bulgaria, adică nici în celălalt segment nu stăm foarte bine, ceea ce demonstrează faptul că undeva sistemul de sănătate din România are o mare problemă, iar nivelul de trai din România reflectă acest lucru.